Salutare tuturor, Andrew aici cu un breakdown la EURUSD pe săptămâna trecută. Am vrut să fac acest breakdown pentru că mi s-a părut destul de interesant cum s-a mișcat overall conform higher time frame-ului. Dacă țineți minte, am discutat aceste mișcări încă de săptămâna trecută de când prețul a venit la nivel de 1.1. Dacă începem de pe time frame-ul weekly, vedem că am văzusem acea rejecție destul de mare în zona asta weekly de aici. Lumânarea weekly s-a închis cu un wick mare în sus și foarte, foarte bearish. Și atunci, pe săptămânile următoare, ne așteptam să venim către zona de demand de aici. Coborâm pe 4 ore. Primul target, bineînțeles, având lichiditate foarte mult aici, ne așteptam ca prețul să vină în zona de flip zone pe 4 ore, unde prețul a urcat și a spart deasupra acestui high de aici. Și mai departe, bineînțeles, mai aveam încă o zonă de flip zone la primul break of structure din zona asta. Mă uitam la zona aceea pentru că aici am avut o mică reacție fake bearish. Prețul a vrut să continue să facă break of structure și pe aia a avut o explozie rapidă în sus, luând acest high, făcând acel change of character. În zona asta poate nu pare nimic foarte puternic marcat, dar dacă coborăm pe oră, ca să înțelegeți sensul, este fix zona acestor două wick-uri de aici, da? Coborând pe 15.000, vedem că avem și o lumânare, de unde prețul a spart deasupra acestui high. Este foarte important să marcăm zonele cele mai importante și de asta mereu eu marchez aceste zone de flip zone. De ce? Pentru că în primul rând, zona asta era mult prea clean, puteam să avem o reacție, dar după care vedeam că prețul a venit mai jos. Bineînțeles, aveam și acest imbalance mai mărișor aici, unde prețul putea să vină să retesteze. Însă, nu, în această situație nu a venit, ci pur și simplu s-a oprit la acea zonă de flip și după aia am avut acel setup de buy. Dând înainte pentru aceste setup-uri de sell, în primul și primul rând trebuie să stabilim acel obiectiv higher time frame. Obiectivul higher time frame era să atingem zona asta de aici, care vedem că a venit foarte, foarte aproape de ea și după aia a avut o reacție destul de mărișoară de aproximativ 80 de pips pe market close după New York, de fapt pe New York session, ceea ce poate însemna că săptămâna viitoare o să avem puțină mișcare bullish și o continuare până în zona de sus de la 1.09, unde se află următorul obiectiv. Primul rând, haideți să ne uităm la toată ideea din spatele acestui trade. Avem aici structura bearish, odată cu toate știrile de săptămâna, prima săptămână din februarie, NFP și a doua săptămână din februarie. Am avut mișcări bearish cu toate știrile care au venit. Am avut aici drop, 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 am început să avem o consolidare, un range, formând equal highs și equal lows aici. Am avut un break of structure în jos, după care prețul a început agresiv să vină în sus. De ce? Pentru că a luat lichiditatea de jos și după aia se îndrepta către următoarea lichiditate, și anume cea de sus, care era deasupra acestor equal highs. Și vedem că cu știrile de marți, cu CPI-ul, prețul a făcut un wick în sus și după aia am avut un drop. Acum, pe moment, și asta este un tip foarte important pentru tranzacționarea pe știri, pentru că putem să avem chestii de genul, mai ales pe paritățile cu dolar. Avem wick sus, de fapt am avut wick jos, am luat Asia low-ul, am venit sus, am luat lichiditate de sus, după care prețul a stat în range, după care a avut un drop, după care a revenit iar un high, după aia a avut iar un drop. Deci prețul a stat practic într-un range. De asta cel mai bine este să evităm știrile și să așteptăm ziua următoare sau sesiunea următoare, mai bine zis, pentru a lua o continuare cu acest bias. Pentru că am avut aceste mișcări, lichiditatea de jos luată, lichiditatea de sus luată, după aia prețul a avut acest break of structure în jos, a început să consolideze. Asia Session a avut un nou drop și atunci, știind că vine sesiunea din Londra, vedeam deja că pe un time frame mai mare, de exemplu pe o oră, dacă ne uităm și scăpăm puțin de week-ul alea, vedem și putem chiar să facem un trick, și anume să scoatem din nou week-urile ca să ne uităm mai atent la lumânări, da? Vedem că structura clar era bearish. Am avut break of structure aici, pe care consolidare, după aia încă un break of structure, un retest și după aia urma următorul break of structure. Când nu știți exact ce structură se află pe paritatea pe care o tranzacționați, puteți să scoateți wick-urile și să vedeți exact structura, body-urile lumânărilor și unde se îndreaptă. Acum să le adăugăm din nou și ce vedem, da, așteptăm următoarea sesiune pentru un potențial trade. În caz de față, următoarea sesiune era sesiunea din Londra. Aici, din nou, este o chestie cu, depinde foarte mult de încrederea pe care o aveți într-o tranzacție pe care vreți să o luați. Pentru mine personal aici era o încredere destul de mare pentru că am respectat bias-ul pe care l-aveam pe higher time frame. Targetul încă nu fusese atins. Trendul și order flow era bearish pe 4 ore, o oră și mai jos. Am luat lichiditatea, am avut știrile, deci acum este loc pentru preț să deruleze foarte, foarte lin.
în direcția în care așteptăm, și anume către obiectivul higher time frame. Unul dintre entry-uri posibile fiind London Session, dar dacă derulăm puțin în spate să vedem exact de ce așteptăm mereu London Open, aveam această zonă de aici, aveam și Asia Midline cu aceste două wick-uri frumoase aici. Acele două wick-uri care au format încă un push în jos. Această zonă era prea clean și putea fi un smart money trap, și anume lichiditate pentru zona de mai sus, și de asta este bine mereu să așteptăm ca lichiditatea să fie luată și sesiunea să vină. Vedem că Frankfurt Open a avut loc cu un drop bearish, după care prețul se pregătea de un reversal. Aveam lichiditate și aici destul de multă pentru New York, pentru London Session, scuzați. Da, 9.45, următoarea lumânare vedem că este cu London Open. London Open a făcut un ultim jos, a venit în sus și aici era destul de clar că prețul vrea să urce mai sus. Acum putem să ne uităm la reacția în zona asta sau pur și simplu să așteptăm confirmări. Și ce am făcut eu a fost să aștept confirmări. Vedem că prețul, foarte, foarte important să învățăm să citim lumânările, să vedem ce se întâmplă. Aici, în zona asta, vedem că prețul nu a reușit să facă un change of character, să se realinieze bearish. Aici ar fi fost, dar nu s-a întâmplat, ci în schimb a reacționat din această lumânare de 5 minute de aici. A reacționat din ea, a respectat-o și pe aia se îndreptă către un no high. Și aici din nou sunt foarte mulți care greșesc pentru că nu se uită atent la structură și vor să intre ceva de genul smart money trap, da, și sunt prinși în lichiditate și își iau stop loss. Având zona aia de acolo, vedem că a fost respectată la perfecție, lichiditatea a fost luată, am avut și acel change of character în jos și acum putem să ne uităm pentru un potențial. Derulăm puțin, da, și aici personal la mine a fost entry-ul. După cioci, de fapt în jos, mai ales că am avut lumânarea asta agresivă pe un minut, vedem, mă așteptam să revină și aici din nou încă o greșeală, se intră aici, da, cu stop loss-ul foarte, foarte mic, își iau stop loss-ul și pe aia prețul pleacă în direcția lor. De ce? Pentru că nu aveam lichiditate. În schimb am avut un trap, prețul a venit agresiv în sus și pe aia vedem că a început să aibă un reversal. Foarte important, mai ales pattern-uri de genul, când avem un trend, pe avem un pullback cu o lumânare rapidă, după aia începe ușor și o să consolideze în jos, atunci este moment bun să intrăm cu impulsul mai departe. Asta s-a întâmplat și aici, mai ales că am avut și un candle close pe 5 minute, cu wick în sus, am testat și am remitigat zonele astea de aici, imbalance, da, oriunde în zona asta, deși putea să vină și mai sus, mi-am asumat aici acel entry cu un stop loss mai măricel de 5 pips, cât să acopăr wick-ul și puțin mai mult, și am lăsat poziția să ruleze. Ca target pentru acest trade, primul target ar fi fost sub Frankfurt Low, primul target de lichiditate fiind din nou London Session, prețul, mă așteptam ca prețul să nu ruleze foarte, foarte mult, și aici deja ne apropiam de New York, am luat, vedem la ora 3 la New York Open, am luat Frankfurt Low-ul, primul practic target, care a fost un nu la 5.5, ceea ce din nou este un target destul de ok. Și următorul target ar fi fost undeva mai jos în, dacă ne uităm pe structura pe o oră, dar ar fi fost din nou în zona asta. De ce? Pentru că era zona de o oră, de demand, de unde putem să avem o reacție intraday, mai ales venind și New York Session. Și dacă mai derulăm puțin, vedem că a venit New York Session și am avut și acel drop cu take profit-ul final luat de 1 la 10. New York Session, New York Stock Exchange Open, True Open la ora 4 a avut loc și ne așteptam la un potențial reversal către sfârșitul zilei, ceea ce s-a și întâmplat la perfecție. Acum, pentru ziua următoare, nu am îndeplinit targetul și anume acesta de aici, deci putea fi, mai ales că aveam și Asia Low-ul setat aici, deci cu siguranță prețul vrea să vină mai jos, fiind și vinerea când de obicei se setează high-ul sau low-ul săptămânii, ne așteptam la încă o continuare. Niciodată nu intrăm pe Asia Session, ci doar urmărim reacțiile. Și pe London Session de obicei intrăm doar în scalp. Vedem că am avut Asia Session 30 de pips, destul de volatil. Ok, așteptăm Frankfurt Open, așteptăm London Open și unde poate să vină prețul. De unde a plecat agresiv în jos, din acea lumânare vedem că a început să aibă un drop destul de agresiv către acele low-uri, da, pe 15 minute, către primul target, și atunci puteam să observăm reacția de acolo. Bineînțeles, în cazul de față, pentru că am avut lumânarea asta agresivă 15 minute în sus, după aia am luat low-ul, putea fi un entry și aici, mai agresiv, odată cu acest retest, dar fiind vineri, vreau să aștept mai mult session, da, puteam să intrăm după ce am avut aici
change of character, apoi am avut încă un break of structure, nu am luat Asia low-ul, deci aveam primul target de lichiditate acolo pentru scalp, prețul a revenit sus, puteam eventual să intrăm aici, un stop loss mai mare, cel să lăsăm poziția să ruleze, hai să vedem ce s-ar fi întâmplat, da, ar fi rulat destul de ok, însă aici a fost un entry mai favorabil. De ce? Pentru că ne apropiam de New York Open, analizând și situațiile și orele în care am avut mișcări săptămâna asta, am observat că mișcările au început să aibă loc de la ora 3, 3 și nu de la ora 4, 4:30, probabil datorită știrilor, și atunci m-am uitat la un entry începând cu acea. Da, dacă am fi intrat acolo, ar fi fost destul de ok, dacă nu, ce așteptăm? Remitigarea la zonele noastre, mai ales pentru că am avut un break of structure aici. Și asta este o structură foarte, foarte frumos respectată, ceva ce nu am mai văzut de mult timp pe EURUSD, dar a funcționat la perfecție. Aici, pentru că nu, din nou, depinde foarte mult de preferințe, putem să intrăm eventual. Aici au fost și niște știri, mi se pare, deci încă un motiv pentru care am intrat, cu un, bineînțeles, un risc mai mic venind știrile, dar mă așteptam să continue structura, mai ales pentru că respectase. Și aici este vorba de detalii și să așteptăm să ne uităm la detalii ca să putem să anticipăm ce se poate întâmpla, mai ales când e vorba de știri. Bineînțeles, nu recomand treaba asta traderilor la început, dar dacă încă nu ați înțeles complet mișcările de pe piață, nu e bine să intrăm cu anticipație la știri, dar uneori se merită riscul, mai ales pe o paritate care se mișcă foarte încet, cum ar fi EURUSD, se merită oarecum să intrăm pe parcurs. Aici am venit agresiv în sus, fix înainte de știri, am respectat zona, am avut candle close-ul pe 5 minute, bineînțeles venind știrile spre dura destul de mare, deci în sell m-a băgat mult mai jos, deci prețul era undeva pe aici, dar am avut acel spike rapid, undeva la 20 ceva de pips, stop loss-ul bineînțeles l-am folosit mai mare în cazul în care vrea să vină să mai ia o dată high-ul și să plece să mitigeze această lumânare de un minut, pentru că era posibil, puteam să reintrăm oricum, dar având în vedere din nou, de asta am vrut să fac și acest breakdown, pentru că am avut foarte mare atenție la obiectivul pe higher time frame, și anume să atingem zona asta de acolo 1.061, 1.063, și atunci asta ne dă încredere să executăm tranzacții puțin mai riscant. Da, eu am securizat cel puțin acolo profitul, dar targetul final ar fi putut să fie undeva pe acolo. Și vedem că aici a fost joi, acela Asia low, puteam să avem un pullback, dar asta e bine să securizăm profit, da, în zona aia, la primul target, pentru că nu știm cum va reacționa, 1 la 4 și după aia următoarea zi fiind vineri, aici am găsit-o puțin mai devreme, era joi, dar vineri vedem că prețul a continuat ușor bearish până în zona noastră. Toate știrile fiind deja expuse, da, în piață și având acele mișcări, vinerea fiind sfârșit de săptămână, prețul doar putea să consolideze în direcția în care se afla și niciun caz să facă un reversal mai agresiv. Pentru sell-ul ăsta de aici vedem că prețul a venit în această zonă, a respectat-o având ca lichiditate Asia Midline, da, și am avut și acel reversal către low-urile de aici, foarte, foarte frumos. Deci cam acesta este breakdown-ul pentru EURUSD, mișcări conform higher time frame-ul, higher time frame objective, da, pentru că vreau să atingem imbalance-ul ăla de acolo, având și time frame-urile daily și weekly în direcția noastră, era clar că prețul vrea să ia lichiditatea din zona aia înainte de a avea o potențială continuare bullish, ceea ce probabil se va întâmpla săptămâna viitoare și spre sfârșitul lunii, pentru că intrăm în a doua jumătate a lunii februarie, deci posibil să avem acel pullback până în zona de 1.09. Dar asta o să vedem exact pe Market Outlook.